Deja e o tradiție. Premiera se făcea la Centrul Cultural. De obicei veneau și părinții voștri. Mi se pare o mare onoare și o mare mândrie ca voi, copiii ai orașului, să fiți premiați. Nu neapărat de primar, este o hotărâre a Consiliului Local din 2000. Frumos era să fie și părinții voștri alături, dar am considerat că este mult mai bine aici, în cadrul colegiului, pentru că anul trecut unii dintre colegii dumneavoastră n-au reușit să participe. Din motive, probabil, obiective. Sincer, sunt mândru să avem așa copii și frumoși și deștepți. Săptămâna trecută, la Gala Excelenței, a rămas surprins, 97 de copii premiați. Sunteți mulți și frumoși și deștepți. Vă mulțumesc că ați ales colegiul, că ați rămas aici. Vă urez succes, pentru că anul viitor vă așteaptă un examen al vieții, o să spun. Să aveți sărbători fericite și să rămâneți cum sunteți acum, cu minți și frumoși. Mulțumesc! O să vă citească Andrei în ordine alfabetică. Eu o să vin aici. Agabai Georgian. Alexandru Roberto Mihai. Andreiu Andreea. Ariciu Ruxandra. Arnautu Gabriel. Bulatu Cristian. Buzea Andreea Bianca. Dacă toți sunt aici, vă rog să vă gândiți în oameni din jur. Ce schimbări mai vedeți în oameni? Carpen Ovidiu. Ipon Nicoleta. Dar nu schimbare ca prima. Kiran Andreea. Kivaran Cătălin. Costea Cristina. Costovici Georgian. David Camelia.
Ștefiță Andreea. Dobrinescu Emilia. Drăghițe Andreea. Ducan Beatrice. Dumitran Ana Maria. Dumitrescu Adrian. Ionoiu Bianca. Gârbea Constantin. Andiu George. Ion Iulia. Luca Ioana. Da, Luca. Lungu George. Mihailescu Augustin. Mocanu Adriana. Moraru Nicolae. Neacșu Ștefan. Niță Diana. Ologu Adrian. Ologu Maria. Păduraru Georgiana. Pandelimon Florin. Pătrașcu Eduard. Peneș Adriana. Pițoiu Ionuț. Popescu Alexandra. Predulescu Ionuț. Roșu Valentin. State Mihaela. Ștefănescu Elena. Tănăsescu Laura. Tărniceriu Silvia. Tiu Elena.
Tudorie Andra. Desireanu Alina. Voicilă Valentina. Voicu Alexandra. Bădulescu Raluc. Într-o ordine analfabetică. Vreau să mulțumesc încă o dată, domnul primar. Vreau să vă felicit, dragi elevi, pentru că începând de astăzi sunteți fii ai orașului Bălinii de Munte, dar să nu uitați că sunteți și fiii colegiului și ați fost. Pentru că unii dintre voi sunteți fiii noștri de 8 ani de zile, alții doar de 4, și pentru că veți reprezenta generația 2015, așteptăm de la voi rezultate bune și foarte bune la examenul de bacalaureat. Sunt convinsă că le veți obține. Și de ce nu, anul viitor, la Gala Excelenței, să fiți alături de noi, chiar dacă veți fi studenți, în diferite orașe ale României și, din câte știu eu, mulți dintre voi intenționați să faceți studiile și în afară. Pentru noi este o mândrie. Vă felicit pentru ce ați realizat până acum. Succes în continuare. Vă urez la mulți ani și sărbători fericite, dar noi ne vedem și mâine și bine. Mai avem 2 zile de școală. Vă spunem bună ziua. Bine v-am găsit. După cum vedeți, suntem într-o formulă care nu se întâmplă foarte des. De ce credeți că suntem aici? Pentru că majoratul este o zi importantă pentru tineri. Perioada adolescenței este puternic marcată de împlinirea vârstei de 18 ani. Această frumoasă și unică vârstă o mai cunoaște și sub numele de majorat. Atunci devenim majori, facem cunoștință cu viața, cu părțile ei bune și mai puțin bune. Ce aduce nouă această vârstă? Mulți dintre voi asociați vârsta de majorat cu gândul la două lucruri. Care e primul? Permis de conducere, da? Și faptul că putem să consumăm alcool fără să fim incriminați de lege. Din păcate, uneori mai greșim, dar trebuie să ținem cont că odată cu această vârstă ai libertatea de a hotărâ ce faci, ce este bine pentru tine, deși nu e rău dacă în continuare ți asculți părinții, profesorii și pe cei cu mai multă experiență din viața ta. Că un avantaj deosebit al vârstei de majoratului este faptul că ai dreptul și libertatea de a vota, de a-ți exprima și tu opțiunea ta politică. Mulți dintre voi ați făcut-o anul acesta, cei care ați apucat să împliniți vârsta majoratului până în ziua votării. Fiind o vârstă atât de importantă, fiecare dintre noi o sărbătorește într-un stil cât mai original. Petreceri plănuite cu mult timp înainte, în puburi, în cluburi, în restaurante, cu familia, cu prietenii. Am o rugăminte să vă dați răspunsuri singuri la câteva întrebări. Câteva întrebări care, zic eu, că definesc într-un fel ce ar trebui să simțim și să gândim la această vârstă. Ce înseamnă pentru mine 18 ani? Am trecut de la bine la rău sau de la rău la bine? Cum mă simt când în sfârșit devin major și pot să-mi dau seama că încep să am propriile mele responsabilități? Una dintre cele mai importante lucruri legate de vârsta de 18 ani sunt aceste responsabilități.
răspundem pentru faptele noastre, pentru vorbele noastre, pentru drumul pe care apucăm în viață. Ca ziua aceasta să rămână o zi importantă pentru voi, astăzi, 17-12-2014, 51 de elevi ai Liceului Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, care au împlinit vârsta de 18 ani în acest an calendaristic, 2015. Domnul primar Florin Constantin aici de față le va mâna certificatul de fiu al orașului. Este o onoare și va face ca toată viața să vă amintiți că n-ați fost uitați de comunitatea locală, n-ați fost uitați de urbea în care v-ați născut, v-ați dezvoltat, ați crescut și ați ajuns la majorat. A devenit deja o tradiție a conducerii administrației publice locale Vălenii de Munte de a transforma în sărbătoare ziua majoratului pentru cei care în același an împlinesc 18 ani. Astăzi special pentru voi, domnul primar, însoțit de domnul Andrei, directorul Centrului Cultural, și de domnișoara jurist la primărie sau secretar al primăriei, au venit aici să vă felicite și să vă mâneze aceste diplome frumoase. Las în continuare, îl rog în continuare pe domnul primar să vă spună câteva cuvinte și să trecem la ceremonia de mânare a certificatului de fiu al orașului. Vă rog, domnul primar. Eu vă mulțumesc că sunteți aici, cu minți, frumoși. De obicei, premierea o făceam la Centrul Cultural și în prezența părinților. Anul acesta am stabilit să venim noi la dumneavoastră să găsim cât mai mulți, pentru că spuneam și la colegiul Iorga, probabil că din motive obiective, unii dintre dumneavoastră nu puteau ajunge acolo, la Centrul Cultural, pentru premiere. Și am considerat că e mai bine să venim noi la dumneavoastră. Cum spunea domnul director, la vârsta de 18 ani, căpătați multe drepturi. Să nu uitați că aveți și multe obligații. E o perioadă a vârstei în care aveți de ales un drum. Dar drumurile vedeți că sunt unele mai asfaltate, unele mai pietruite și altele cu noroi. Ține numai de voi. Încercați să faceți un efort, nu e o pierdere de timp, cum considerați unii dintre dumneavoastră. Reușita dumneavoastră în viață ține de anul ăsta. Perioada asta e cea mai grea. Cel mai greu de ales. Tentațiile sunt foarte mari. E mult mai bine să alegeți un club. E mult mai ușor să stați pe Facebook decât să vă pregătiți. Așa considerați. E problema voastră. Dar încercați să sacrificați, dacă puteți să spuneți, un sacrificiu, măcar în ultima perioadă, acum, pentru că de aici pornește un destin al dumneavoastră. E păcat de tinereța și de frumusețea voastră să vă pierdeți în viață. O să ajungeți maturi,
O să întâmpinați și o să aveți probleme. Viața e grea. Indiferent de cât de sus veți ajunge, cu cât sunteți mai sus, cu atât veți avea probleme mai mari și va fi mult mai greu. Sacrificați, vă rog, din nou anul ăsta măcar. Anul viitor vă așteaptă un examen de bacalaureat, un examen la facultate. Nu e atât de greu să recuperați din urmă. Pentru că vouă o să vă mulțumiți mai târziu, când o să vă fie mai bine. Copiii voștri or să vă mulțumească vouă că le oferiți poate ceva mai bun decât ați avut voi. Dar nimic nu se face fără efort și fără sacrificii. Vă spun asta pentru că și noi am fost ca voi. Și noi am ascultat același lucru, când ne îndruma cineva, îi priveam și în gândul nostru știm noi ce avem de făcut. Mai e și norocul, mai e și destinul, dar știința e știință. Nu facem nimic în viață fără studiu. Dacă viața ne prinde nepregătiți, suntem pierzători. Pregătiți din toate punctele de vedere. Pregătirea nu înseamnă numai carte. Înseamnă educație, înseamnă cultură. Deci numai mergem la școală, învățăm matematică când trebuie la facultate. Sunt multe de spus. Mă bucur că sunteți fii ai orașului, că ați împlinit 18 ani, că sunteți sănătoși. Vă doresc să fiți sănătoși, să aveți sărbători fericite și anul viitor să-l aveți plin, numai de bucurii și succes. Mulțumesc! Strigați în ordine listei noastre pe clasă. Ordinea listei nu-i chiar alfabet. Barbu Alexandru. Dincolo să știți să mă fac numai fete. Hai, vină aici, fă-ți loc, vezi pe unde treci, să nu dărâm. Bogdan Alexandru. Mihalache Rău. Ilan Ramona. Goruș Marina. Apostol Mihail. Manea Aurora. Suntem noi cu minți de la Agro. Încă și la copii? Să nu-i dă ochi.
Mihai Florin. Nicoi Eduard. Pareba Elena. Petrescu Ionela. Ștefan Marină. Voina Ali. Vâlțan Andreea. Bahudu Cosmin. Ion Constantin. Nu te dormi. Oprica Ionela. Tavangiu Oana. Pănoiu Irina. Andrei Dragoș. Singură reprimă? Da. Ion Gabriel. Ionica Constantin. Bun, dați, da? Trebuie să avea doamnă, doamnă. Palaschivoiu, Violet. Nu, băie, nu mai e. Bogdan Marian. Badea Bianca Denisa. Bogdan nu e, da? Badea nu e. Burlac Mihaela. Dudulescu Lucian. Ghită Cătălin. Ionescu Andreea. Strate Ștefan. Mateescu Ionuț. Mateescu Andrei. Apetre Alexandru. Nu. A Petre? Nu. Băbăruș Florin Adrian. Grozeanu Elena. Petre Alexandru. Petre Constantin. Gălușcă Emanuel. Negrău Ionuț. Ogluz Andreea. Stanciu Flavian. Moise Sebastian. Tavangiu Andrei. Pâciu Ramona. Cârstea Corneliu. Cris.
Oglu Ionut, Luncă Simona, Luncă Bianca. Știi cum te cheamă? A să nu știați care din voi sunteți. Tu ești intermediar? Nu ești Bianca. Stoica Maria, Cristian. Vă doresc sărbători fericite și să fiți sănătoși și succes la anul activității. Iar noi mulțumim domnului primar, mulțumim Consiliul Local pentru onoarea care ne-a făcut-o să fie prezent astăzi în mijlocul nostru, să vă mâneze personal aceste certificate de fii ai orașului și să promitem și noi că în această nouă calitate de fii ai orașului vom contribui cu toții ca orașul nostru să rămână curat, să păstrăm echilibru ecologic, să avem un comportament și o atitudine civilizată peste tot, astfel încât atunci când vom spune suntem de la Vărinul de Munte, să spunem, da, uite, acolo sunt copii educați, sunt oameni educați și se vede acea sănătate din toate punctele de vedere și curățenie pe care ți-o dă aerul acesta de munte. Și mulți oameni care au băut apă din teleaje n-au mai plecat de la noi. Mulțumim încă o dată, vă dorim și noi să vă dorim.
în seara aceasta s-au cântat colinde cunoscute sau mai puțin cunoscute, dar care cu siguranță v-au ajuns la suflet și sunt sigur că în perioada care va urma vă veți aminti cu drag și cu plăcere de această seară minunată. Vă doresc din suflet tuturor sărbători fericite, un an nou cu bucurii, cu împliniri și să cinstiți în casele și în familie dumneavoastră sosirea lui Hristos și Crăciunul anului 2014. Vreau să vă mulțumesc.